Fiind primul pro-wrestler român, experiența este avantajul meu. O să le arăt ce înseamnă wrestling-ul adevărat. Nimeni nu are X-Factor. Voi aduce războiul de pe stradă. Sunt mai mare, mai puternic și restul sunt niște insecte. Asta este șansa mea de a dovedi lumii de ce sunt în stare. Încă sunt super. Eu sunt singurul de aici care e dispus să facă orice ca să câștige. Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit în această seară la Romanian Wrestling Alliance TV. Ne bucurăm să vă avem în casele noastre. O să avem un show minunat pentru voi, un turneu excelent și un match cu o rivalitate care se întinde de peste 7 ani. Acum să vedem ce vă așteaptă în această seară. În prima rundă a turneului RWA Kings Oak Cup îl vom vedea pe puștul de 15 ani Super Mario Mihai înfruntându-l pe imprevizibilul Ultra Red Dog. Omul care încalcă regulile, T.G. Bogdan, va înfrunta legea și ordinea în persoana lui Vlad, arbitrul. One Man Mosh Pit Alin Rocks încearcă să aducă petrecerea în ring, luptând împotriva seriosului wrestler amator, Ștefan Pegas. Primul wrestler român din istorie, Kid Romania, va fi față în față cu cel mai mare și puternic oponent din turneu, amenințătorul Iorgu Agresor. Câștigătorii fiecărui meci din prima rundă se vor întâlni într-un meci eliminatoriu în 4 în finala turneului. Ultimul om rămas în picioare va fi desemnat câștigătorul Kings Oak Cup. După sălbaticul atac de la finalul meciului al lui Glenn Dunbar, Future Shock Tom Fulton a venit în apărarea lui Super Mario Mihai. După repliere, Dunbar l-a provocat pe vechiul său rival la încă un meci. Fulton a acceptat cu plăcere și a cerut ca meciul să fie la RWA Kings Oak Cup într-un meci non-turnament. Să fie oare acesta finalul rivalității care acum a ajuns în al 7-lea an? Ultima oară aceștia s-au înfruntat când Tom Fulton l-a învins pe Glenn Dunbar în finala RWA 1 Shattered Glory. Dar acum The Lowland Superstar a promis să îl termine pe Future Shock Tom Fulton o dată pentru totdeauna la RWA Kings Oak Cup. Începe cu primul concurent și invit acum este Kid Romania! Domnul, bine v-ați întors în ring. Primul meci în această seară, foarte interesant, pe veteranul din România. Este Gargul!
cum spuneam, între veteranul King Kid România și Iorgu Aggressor, care vine din Ținutul Războaielor Eterne. Și în cazul lui, nu cred că este vorba de o metaforă, acest monstru de om, de 2 metri și ceva înălțime, peste 100 de kilograme. Cu adevărat interesant, pentru că Iorgu Aggressor, deși este începător, doar uitați-vă la el, această namină de om, acest monstru, nu cred că interesează. Și nu mă aștept la ceva tehnic, doar din cauza mărimii lui sau din cauza lipsei de experiență. Mă aștept totuși la brutalitate. Mă aștept să se ridice la nivelul Ținutelor Războaielor Eterne. Ținuturi. Nu vreau să începe în forță, Kid România, trimis acolo în corzi, nici nu știe cum îl cheamă. Este prima dată, de fapt este a doua oară când Kid România se confruntă cu un astfel de monstru. Prima oară a fost acum 3 ani de zile, la debutul RWA în România, când s-a luptat cu monstruosul Big Damon în Rumble de la acel eveniment. Big Damon este nimeni altul decât Killian Dane din WWE acum. Deci cu adevărat un monstru de calibru înalt. Iorgu este al doilea astfel de monstru și vedem cum Kid încearcă tehnici care nu funcționează pe o astfel de creatură. Iorgu se amuză de tentativă. Acea piedică pur și simplu nu a mers și Kid ridicat acolo de gât. Nu poate fi ușor să fie ridicat așa. Totul sugrumatul este ilegal și lăsat să cadă. E nevoie de forță când forța de atracție a pământului va face tot ce ai tu nevoie. Kid trimis la pământ și este înălit acolo de urmă, râzând și numindu-l eroul publicului. Este drept, oamenii au ajuns sugrumat acolo, arbitru numără. Tom Fulton este arbitru pentru acest meci, pentru că arbitrul nostru rezident, Vlad, se pregătește și el, după cum ați văzut, pentru meciul de târziu seara. Cum spuneam, Iorgu pur și simplu arată o forță de neoprit și Kid va trebui să se folosească de toate cunoștințele dobândite de la debutul său pentru a face performanță în acest meci, mai bine zis, pentru a face performanță în acest turneu. În primul rând trebuie să treacă peste Everestul, ce este Iorgu Aggressor. Vedem acolo nu tocmai delicatețe, nu tocmai tehnică, vedem doar forță, aruncat în colțul ringului odată, aruncat a doua oară. Dacă ați fost atenți, întreg ringul s-a mișcat. Este posibil să nevoie să ajustăm toate camerele fixe din arenă după acele lovituri, pentru că pur și simplu nu mai sunt centrate. România este la mila monstrului, dar inima lui Kid România este bine documentată și vedem acolo explozie de energie, un crossbody care n-a făcut nimic. Un crossbody, nu cred că l-am văzut în viața mea pe Kid România executând o manevră într-un perete. Dacă sună amuzant, de exemplu, vă rog să vă uitați la replay, să dați videoclipul înapoi, să vedeți că asta a fost, a executat un crossbody. Iorgu nici măcar nu s-a mișcat, nici măcar nu a clintit. Ce ar trebui să fac aici? Iorgu îl pune pe umăr, cred că oare va încerca un suplex, o manevră destul de tehnică. Dar nu ai nevoie de tehnică când ai forță. Kid România a fost ridicat acolo de la sol, ținut în aer. Și Iorgu doar i-a dat drumul, căzând pe spate. Și Kid se resimte. Tot și un pin attempt. Totuși,
aici cred că este vorba de lipsa de experiență a lui Iorgu și mai bine zis lipsa de experiență când vine vorba de Kid România. Kid România, deși are de urcat muntele Everest, nu este ca și cum nu a făcut-o în trecut, așa că nu e bine să îl judeci prea repede. Încearcă acolo iar să suglume, Kid România scapă și ca de la pământ, dropkick, Iorgu aproape trimis în colț, dar nici măcar nu l-a simțit pe primul, Kid mai vrea să facă unul, al doilea dropkick, aproape în colț, încă unul, Kid, nu! Lovitură de picior în spatele lui Iorgu și l-a trimis să se rezeme, foarte important, în colț, genunchi, trimis și vedem acel... Încearcă să-l ducă la pământ? Nu! Stompuri! Foarte old school! Foarte old school din partea lui Kid România! În sfârșit, Iorgu e trimis la pământ! Cred că mai mult a căzut pe spate decât să fie trimis pe spate. 1, 2... Ca un sac de cartofi aruncat. Cred că doar energia și tupeul lui Kid l-au surprins pe Iorgu. Și de asta se resimte, dar altfel nami la acest monstru de om. Putea să fie un obstacol prea mare pentru Kid. Iarăși încearcă genunchi pus în colț. Iorgu se aștepta, învață. Se pare că nu-i doar mare, a învățat manevra lui Kid mai devreme. Dar încă este bulversat. Crossbody, nu! Iorgu îl prinde. Iorgu îl prinde foarte ușor. Ce are de gând Iorgu să facă aici? Poate un slam? Nu, Kid reușește să scape. Dar prea obosit și să execute manevre. Iorgu se gândește. Lovitură de antebraț. Picior în stomacul lui Kid, zona inferioară, ce are de gând Iorgu să cum să exercite forța. Să ridice pe Kid România în aer. Sus de tot! Sus de tot! Publicul țipă! Doamne, cum s-a auzit! Cum s-a auzit impactul! Cred că o să avem un pin attempt, iarăși lipsă de respect. Și kick out, nu e vorba de kick out, este vorba de piciorul lui Kid România pe o coardă. Iar sufletul lui Kid România se resimte. Ce are de gând Iorgu să facă acum? Kid este la mila lui. După acest slam, încă două slamuri din alea și Kid nu se va mai ridica. Nu a avut energie să facă kick out, a trebuit să folosească de corzi. Poate un choke slam, poate un choke slam. O altă manevră devastatoare a oamenilor mari din wrestling. Sus, nu, Kid România reușește să facă un counter, dropkick, trimis în colț, dă cu capul acolo de colțul ringului. Ce de gând Kid România să facă? Oare va profita? Iese în afara ringului, oare va executa acel crossbody, care nu ieși mai devreme? Sus, crossbody! De data asta, pin attempt, 1, 2, 3! Și Kid România avansează, se pare că de data asta sufletul și experiența câștigă în fața forței brute. Încă un oponent foarte mare învins de Kid România este ucigașul de monștri din RWA. Dar sunt sigur că nu este ultima oară când îl vedem pe Iorgu Aggressor, un adevărat monstru care deja se ridică. Cred că mai mult a fost surprins și îl atacă pe Kid România. Este cu adevărat un agresor. Numele nu este degeaba și chokeslam! Ce impact va avea asta? Ce impact va avea asta asupra lui Kid în meciul de la finalul turneului în care s-a calificat? Iorgu Aggressor nu este mulțumit de rezultat, dar trebuie să fie mulțumit. De asta iese din ring. Rămâne de văzut în ce situație se va afla. Vedem acum reluarea de la acel slam. Cât de sus a fost Kid România acolo. Și apoi să cazi. N-a căzut direct pe spate, a căzut pe picioare. Posibil să fie lovit. Acel crossbody care i-a câștigat meciul lui Kid România. Adică pur și simplu nu s-a aștepta Iorgu la atâta energie, la atâta forță din partea lui Kid în ultima clipă. Și vedem acum reluarea acelui choke slam. Kid România ca un sac de gunoi. Are mâna ridicată, să vedem în ce formă va fi pentru meciul de mai târziu. Și este, pentru că este primul care s-a calificat în finala și acel Fatal 4-Way. Doamnelor și domnilor, pe data de 10 martie, omul care va conduce invazia RWA, care va conduce invazia străinilor, este nimeni altul decât Harley Rage, numit și The Human Battle Tank. El vine din Suedia, este fost campion
la categoria grea în Suedia, în Danemarca, în Norvegia și în Germania. Este un monstru al wrestlingului european și puteți să-l vedeți doar pe 10 martie la RWA Fighting the World. Bilete disponibile pe pagina noastră de Facebook, atât și pe site-ul romanianwrestling.com. Cum spuneam, RWA Facebook page sau romanianwrestling.com. Bilete de vânzare chiar acum, luați-le până când nu vor fi vândute toate. Primul concurent este Digi Bogdan! Doamnelor și domnilor, bine ați revenit în arenă. Vedem acum pe CG Bogdan, omul care a declarat că este dispus să facă absolut tot ca să câștige cupa în această seară. Absolut tot. Dacă este să ne uităm la istoricul său, asta înseamnă inclusiv să încalci câteva reguli. A avut un manager care l-a învățat bine. Și atunci CG Bogdan a aplicat regulile astea prea bine și a renunțat la acea colaborare, dar a păstrat atitudinea. Partea interesantă este chiar oponentul lui CG Bogdan în această seară. Și oponentul său este Vlad Arbitru! Am spuneam, oponentul său este Vlad Arbitrul, omul care a avut grijă de meciurile noastre de până acum. În această seară el a ales să-și facă debutul. Este un om care s-a antrenat să fie pro wrestler, dar experiența sa vine sub forma, experiența sa în ringul de wrestling vine sub cea de arbitru. Vlad este foarte entuziasmat să fie aici, publicul este de partea lui pentru că toți cunosc planurile și machiavelismele lui Bogdan. Dar lăsând asta la o parte, este foarte interesant pentru că Bogdan este un wrestler, este un wrestler care a dovedit că poate să câștige meciuri. Așa că poate să profite de un oponent lipsit de experiență. Vlad este pregătit de această luptă. Chiar vrea un collar elbow tie-up. Clasicul început de match. Primis în ring, în colțul ringului acolo și Bogdan a profitat aproape de toată numărătoarea. Forța este de partea lui Bogdan, mărimea este de partea lui Bogdan, experiența este de partea lui Bogdan. Dar pe de altă parte, cine cunoaște regulile mai bine decât un arbitru? Vlad la o parte acolo, Vlad. Se vede lipsa de experiență pentru că nu știe ce să facă. Așteaptă ca Bogdan să facă o manevră. Cred că s-a auzit asta și în afara arenei. Ce palmă, lipsă de respect din partea lui Bogdan. Headlock. Vlad profită acolo. Poate Bogdan se aștepta la o palmă drept răspuns, dar nu, headlock. Cum spuneam, ce bine că știi toate regulile și toate lucrurile care pot fi încălcate, pentru că îl avertizează pe Fulton de ce o să facă Bogdan înainte ca acesta să o facă. În schimb, tranziția lui Bogdan a fost foarte curată, foarte frumos, a întors manevra. Este rândul lui Vlad să găsească o soluție de a scăpa dintr-una din clasicele manevre de prindere din wrestling, headlock. Bogdan se amuză de lipsa de experiență a oponentului său, dar deseori un ego mare poate să ducă la o înfrângere mare și ce înfrângere masivă ar fi pentru TG Bogdan să fie eliminat de Vlad Arbitrul.
Lovitura de pumn închis. Nici nu cred că a văzut acolo Tom. Ivan este foarte mândru de el. Are de ce, pentru că el este în control acestui meci și până la urma urmei nu, dacă el va pierde meciul ăsta, este vina lui. Ce face acolo? Cred că sângele de arbitru a fost prea la suprafață și se număra pe sine însuși. Dar de apreciat corect. Oh, Andrag! Ce Andrag foarte frumos! Încă unul! Ce are de gând să facă aici? Ce palmă! Palma de mai devreme s-a întors împotriva lui Bogdan. Cum spuneam, poate sângele de arbitru s-a manifestat prea puternic, dar... Să cităm unul din cei mai mari comentatori din istoria wrestlingului. Ce manevră! Ok. Ok, ok, foarte, foarte bine gândit. De ce să numărăm? Haide, meciul poate să continue. Dar asta i-a oferit oportunitatea lui Bogdan să-și revină. Vlad, până la urma urmei, Vlad este un fan wrestling, așa că vrea ca toată lumea să se simtă bine. Bogdan nu-i pasă de cum se simt oamenii. El vrea victoria. El vrea cupa din această seară. Și dacă Vlad este în fața lui, va profita de orice moment pentru a câștiga meciul. Vlad trimis în colț. Oh, ce chop! Ala Ric Flair. Pe de altă parte, Ric Flair este numit the dirtiest player in the game, omul care a trișat cel mai mult, și adevărul este că întreaga cariera lui Ric Flair este piperată cu momente, momente foarte similare cu cele recente din cariera lui T.G. Bogdan. Se pare că poate l-a studiat pe Ric Flair nu doar la chopuri. L-a trimis în colț acolo cu lipsă de respect cumplită. Iarăși o să avem parte de numărătoare. Asta nu este vorba de nimic altceva decât a arăta că poate să profite, că poate să sugrume. Nu are nevoie de o numărătoare decât până la 5. Nici săritura aceea nici n-a fost cea mai devastatoare. Bogdan cred că cu adevărat consideră că nu-i nevoie de mai mult. Pus într-o poziție pentru suplex. Nu, doar un slam. E suficient. Ce-ar de gând Bogdan să facă aici? Elbow drop! Asupra gâtului lui Vlad. 1, 2 și kick out! Vlad s-a antrenat atât cu Tom Fulton și cu ceilalți pasionați din backstage-ul RWA, adică Kid România, Mario. T.G. Bogdan alege de obicei să antreneze singur în colț. Și cred că inima și sufletul pe care îl depune Mario atunci când e în ring, sau Kid, se manifestă în momentul ăsta, în vad arbitru. Un choke foarte bine prins acolo. Deseori aceste chokehold-uri nu sunt prinse foarte bine, dar Bogdan l-a pus acolo sub gât, în schimb Vlad a reușit să iasă și un big boot. Și un genunchi, un Harley Race knee. Și Vlad e trimis la pământ. Bogdan este cu adevărat în control acestui meci, este wrestlerul din acest meci. Vedem ce are de gând să facă aici. Încerce să-l umilește, da, o palmă să-l umilească iar pe Vlad. Pentru că nu are nevoie de altceva. Pentru că știe că el este cel cu forță. Oh! Încă un chop. Noroc cu cămașa care poate mai absorbi puțin. Iese în colț, Vlad face reversal, ce are de gând să facă Vlad, iese Bogdan acolo și kick! Cade la pământ. O să verifice acolo dacă Vlad este ok. Se pare că meciul poate continua. Bogdan se bucură în afara ringului. Și de ce nu? A primit unul din cei mai ușor oponenți posibili în această seară. Iorgo Agresor, l-am văzut mai devreme, ce monstru de om. Ștefan Pegas urmează. Ștefan Pegas este un... Oh! Ratează acolo dropul. Putem vorbi despre Ștefan mai încolo. Foarte important că Vlad a reușit să se retragă și vedem frustrarea. Da? Și cum spuneam, Bogdan a primit cel mai ușor oponent, omul cu care nu are altceva de oferit decât experiența sa de arbitru.
Se pare că inima este al doilea lucru oferit de Vlad. Reușește acolo să scape. Ce are gând să facă? Clothesline foarte frumos. Îl trimite la pământ. Încă un clothesline. Oare vom vedea al treilea? Nu. Întoarce către public. Un suplex? Un suplex foarte frumos executat din partea lui Vlad. Vedem și numărătoarea. 1, 2, 3. Cât paci, cât paci ca Bogdan să piardă meciul acesta. Și Vlad să avanseze. Ce șoc ar fi. Un om antrenat atâta timp să urmărească alți oameni. Acum are ocazia să câștige meciul. Areargă, ratează, roll up. 1, 2, are acolo pantalonii. Fulton vede. Nu poți să numeri, nu poți să ai o numărătoare dacă te ții de pantalonii oponentului tău, pentru că practic ai mai multă presiune. Vlad face același lucru, 1. Dar Fulton vede și este un arbitru corect. Cum spune, nu ai voie să faci așa ceva. Super kick! Super kick! S-ar putea ca asta să fie tot. 1, 2, 3. TG Bogdan câștigă, dar nu avem cum decât să nu îl aplaudăm pe Vlad, arbitru, pentru o performanță net superioară așteptărilor. Omul care în această seară ar fi șocat cu o victorie, dar a șocat prin inimă, a jucat prin prezența sa față de public și a șocat prin rezistență. TG Bogdan avansează. Așa că el este al doilea participant în finală. Doamnă și domnilor, al doilea wrestler care vine pe 10 martie este Bad Boy. Bad Boy a luptat în întreaga lume și a luptat inclusiv în China. Este unul din cei mai călătoriți wrestleri și el face parte din Forța Invadatoare. Pe 10 martie, bilete disponibile pe pagina de Facebook RWA și pe RomanianWrestling.com. Este de tot între un debutant. Numele lui este Ștefan Pegas. Opa! Doamnelor și domnilor, bine ați revenit, Ștefan Pegas în ring, un om demn de urmărit, pentru că vine cu un istoric foarte similar despre cum vom discuta imediat. Alan Rocks este antiteza Ștefan Pegas, ceea ce face meciul acesta și mai interesant. Alan Rocks este the one man mosh pit, un om cu pasiunea rockului în sânge, un om care se folosește de absolut tot ringul pentru a fi cât mai entertaining, cât mai interesant pentru fani. După cum am văzut chiar și la prezentări, Alin s-a bucurat, Alin a intrat în ring, s-a urcat pe corzi, a întruchipat cuvântul Rocks. Ștefan Pegas, tehnic, neinteresat de partea de entertainment, în schimb, după cum vedem, ușor îl duce la pământ, folosindu-se de tehnicile sale greco-romane, niște palme cu lipsă de respect. El este atletul din acest turneu, un om antrenat în lupte greco-romane. Asta spuneam mai devreme, vine parte dintr-un istoric foarte interesant, pentru că
alți wrestleri care au venit cu un background de lupte greco-romane sunt Dolph Ziggler, Shelton Benjamin, Kurt Angle. De fapt, în general, cam toți care au avut un istoric în greco-romane au făcut performanță și sunt de o tehnică aproape impecabilă când vine vorba de pro-wrestling. Vedem foarte frumos cum Ștefan Pegas preia controlul acestui match și a putut să prevină manevra de preluare de la Ring Rocks, pentru că pe el nu-l interesează să folosească recorzi. Aline, în schimb, profită de ele și reușește să iasă din manevră. Cred că asta va fi tehnica lui Alin, să se folosească de ceea ce știe din pro-wrestling, să combată arta greco-romană a lui Ștefan. În schimb, câteodată nu trebuie să fie elegant ca să fii tehnic. O lovitură foarte frumoasă de picior. Ștefan preia controlul. Tot ce trebuie să facă Ștefan este să-l țină la pământ pe Alin, să-l lase fără energia sa, fără acel lucru care îl bucur. Și vedem acolo un full Nelson, o manevră cunoscută, cunoscută în lumea wrestlingului de Chris Masters, numit Master Lock. Nici măcar nu trebuie să ducă până la final. Întoarce într-un front chokehold, o ghilotină și trimis dus la pământ. Foarte deștept Alin acolo, pentru că era foarte ușor pentru Ștefan să îl prindă într-un grapevine și să sugrume. Măcar așa poate să prevină o parte din presiunea exercitată pe gât. În schimb, să fii la podea cu un wrestler amator nu este tocmai cea mai inteligentă manevră. Ce are de gând aici Ștefan, un pin attempt foarte frumos, 1-2. Alin face kick-out. Nu spuneam, cei doi nu pot fi decât drastic diferiți. Un wrestler energetic, cum este Alin, versus altul metodic, cum este Ștefan. Alin spune că este, are acel X-factor al wrestlingului. În schimb, Ștefan este X-factor, este, în acest turneu este tehnică, este disciplina wrestlingului greco-roman. Pentru că toată lumea știe, în luptele greco-romane te antrenzi și noapte, ore în șir, ca să fii cel mai bun. Fizicul lui Ștefan este pare clădit din marmură. Nu are nevoie să fie mare. Trece pe sub lovitură, T-Bone suplex! Și Alain Rocks dus la pământ. 1, 2 și kick out. În schimb, ceea ce nu poți să înveți prin exercițiu este suflet. Iar tot vestiarul RWA are asta, iar Alvin Rocks are asta cu nemiluita. Am văzut acolo un kick-out foarte frumos, foarte enfatic. Nu vreau să renunț, indiferent cât de tehnic ești față de mine. Suplex, nu. Alvin Rocks blochează manevra. A doua oară, întoarce și el, reversal. Cred că asta a fost o palmă pentru Ștefan. Alin dovedind că, hei, dacă tu ești tehnic, hai să-ți arăt tehnică de pro-wrestling. Hai, Alin! Hai! Hai, o ocazie foarte bună pentru un one-man moshpit să câștige acest match. Experiența este de partea lui. Experiența de antrenament este de partea lui. Și până la urmă, sufletul este de partea lui. Hai să vedem ce se va întâmpla. Trece pe sub un clothesline. Ce trebuie Ștefan aici? Cel knockdown prin acele rock punch-uri. Trece pe sub braț. Ce trebuie de gând? Side lash and leg sweep. Sus la pământ. 1, 2 și kick out. Kick out. Adică dacă nu înveți, prin exercițiu suflet, ceea ce înveți este rezistență. Și cred că acum vedem rezistența lui Ștefan. Ștefan Pegas se ridică de acolo și Alin Rocks cu un antebraț. Oare vom vedea un bulldog? Bulldog! Și hai să vedem și pin attempt-ul. 1, 2, kick out. Cum spuneam, rezistența se învață, pentru că în luptele greco-romane antrenamentele sunt până la extenuare și când faci asta ani de zile, inevitabil dezvolți o rezistență aparte. De asta oameni precum Kurt Angle, Dolph Ziggler, Brock Lesnar extrem de rezilienți în ring. Foarte frumoasă tranziție acolo. Trimite în calls, roll up.
Nu, bridge attempt într-un pin pentru și mai multă presiune. 1, 2, 3! Și în acest match sufletul este învins de tehnică. Nu putem să vedem iarăși decât disciplina lui Ștefan. El nu se bucură, nu sare, nu se bucură de nimeni. Hai să vedem reluarea. Un T-bone suplex de mai devreme, ce ușor a fost aruncat Alin peste cap. Și acum vedem reluarea pinului. O'Connor roll-up și apoi bridge pin pentru numărătoarea până la 3. Și astfel, Ștefan Pegas este în finală. Domnilor și domnilor, al treilea om din echipa invadatoare este Cascan Huethez, un luptător de origine mexicană care vine din America de Nord și este un expert în lucha libre. Va face parte din echipa invadatoare. Cum oare se va descurca vestiarul RWA împotriva unui wrestler mexican care se va folosi de fiecare parte a ringului să zboare și să execute manevre nemai văzute? Bilete sunt disponibile pe pagina de Facebook RWA și pe site-ul RomanianWrestling.com. Bine ați revenit în ring, un alt debutant, Red Dog. Și oponentul său este Super Mario! Și debutantul Red Dog îl va confrunta pe Super Mario Mihai. Și pentru prima dată în carieră, Super Mario nu este underdogul în acest match. El este veteranul, el are experiență, are victorii împotriva oamenilor periculoși, precum Mașinăria Albă, precum Tom Fulton. Dar asta nu înseamnă, doar din cauza că experiența este de partea lui Mario, că un Red Dog trebuie subestimat. Un om care se antrenează în RWA și deseori se antrenează cu TG Bogdan. Asta să vă spună la ce fel de tehnică să vă așteptați din partea lui. Este un luptător cu foarte mult suflet, dar foarte multă mândrie și foarte multă violență. Foarte mândru. Posibil. Oh! Ce ocazie mai bună să-ți faci debutul împotriva lui Super Mario Mihai în RWA și să câștigi, pentru că așa tot vestiarul te va respecta și totdeauna te vei fi privit ca un campion. Vedeau că are ocazia să facă asta în această seară și cred că se poate citi pe fața lui că nu prea îl interesează, că Mario vine cu experiența. Ratează acolo lovitura, Mario urcă sus. Vedeau că îl trimite la pământ, ca pe un sac de cartofi. Pare neinteresat de Super Mario. Sigur că o să fie foarte interesat de manevrele Mario cât de curând. Genunchi, monkey flip și sub. Și Red Dog trimis acolo în fund. Pare frustrat de ceea ce se întâmplă. Un trip. Super Mario ce are de gând să facă aici. În nivel submisie, Red Dog nici măcar nu manifestă. Pare degrabă frustrat. Sigur că presiunea exercitată pe spatele său este puternică, dar arată decât public, arată nu altceva decât frustrare și se prinde de colț pentru a scăpa. A încercat acolo Red Dog să retragă în afara colțului. Nu, el vrea să stea în afara ringului, vrea să-și tragă sufletul, vrea să planifice altceva.
Se pare că planifică să-l atace pe Mario când e jos. Lovituri brutale asupra lui Mario. O fi Mario cel cu experiență, dar Red Dog este cel cu mărime. O discrepanță de forță. Subgrum acolo pe Super Mario, iarăși o numărătoare. Lipsă de respect totală. Dog vrea să câștige acest match, vrea să dovedească că este superior lui Mario din toate felurile. Poate de ce nu să devină, să înlocuiască culoarea verde cu culoarea roșie. Red Dog trimis în corzi. Se ferește de acel dropkick, iarăși parcă știa ce o să facă Super Mario, un pin cu lipsă de respect. Totuși arată frustrat. Cred că Red Dog vrea să câștige meciul, crede că merită să câștige meciul, dar nu-și dă seama totuși că se confruntă cu sufletul RWA în Super Mario. Red Dog cere să facă aici, snapmare. Și un boot, nu e elegant, dar nu are nevoie să fie. 1-2. Kick out. În data asta pare în, mai, pare în control asupra emoțiilor sale. Nu l-a mai atacat, caută metode de a câștiga, caută metode de a își brutaliza adversarul. Chiar a zâmbit Red Dog la o lovitură acolo de pumn. Dat cu capul de colțul ringului. Shoulder tackle trimis în colț. Or fi protejat acele inele de metal, dar totuși sunt inele de metal, un burete nu te protejează foarte mult de ele. Mario trece peste, bine atent, 1-2. Red Dog scapă, trece pe sub, Super Mario îl trimite iar în colț, oare va mai încerca iar să lovească, Super Mario face counter. Lovitura de picior îl împinge pe Red Dog, a treia oară nu, iar ratează Super Mario, el este rândul lui Mario cu acele clubbing blows în pieptul lui Red Dog, în speranța să-l lase fără suflu, schimbă colțul. Super Mario a încercat un splash, nu i-a ieșit. Îmi pare că există o asociere în publicul RWA între Red Dog și o echipă sportivă din București. Personal nu văd legătura. Super Mario la pământ. Sugrumat în corzi, iarăși începe numărătoarea Tom Fulton. A, de ce să nu profiți? Este mentalitatea lui TG Bogdan, cum spuneam, se pare că Red Dog a învățat bine de la maestru. Două lovituri ratate și clothesline în clothesline, amândoi la pământ, dar cred că Super Mario a fost cel care a fost lovit mai dur acolo. Amândoi sunt la pământ, Red Dog nu se mișcă. Mario, în schimb, parcă se află în dureri. Red Dog parcă doar își trage sufletul. Vedem lovituri de frustrare în podea. Mario, în schimb, pare o persoană în agonie. În schimb, publicul poate totdeauna să fie în partea lui și să-i dea un nou boost tânărului wrestler. Acum de 15 ani de zile. Trece pe sub un clothesline. Chop. Un chop care, de fapt, este un antebraț. Și un dropkick. Red Dog trimis în colț. Și ajunge la pământ, ocazie foarte bună pentru Super Mario să câștige meciul. 1-2 și kick out pentru Red Dog. Trece pe sub, în lovitură, dus la pământ, foarte frumos de Super Mario și dropkick în spatele lui Red Dog. Mario este în control, este în controlul ritmului și DDT. 1-2, kick out. Cred că Red Dog începe să-și dea seama de ce Super Mario este Super Mario. Dar ce vine acest super? Energia acestui tânăr wrestler este pur și simplu nemai întâlnită. Am văzut-o de atâtea ori cum l-a dus pe Mario în victorii, în meciuri neașteptate în care nu trebuia să le câștige. Așa că acum că el este favoritul, cum să piardă? Red Dog îl prinde acolo pe Mario și arată că nu-i pasă de statistici. Genunchi foarte frumos, 1-2, un 2 foarte lung, a văzut acolo mâna lui Tom Fulton, parcă nu vrea să numere până la 3, dar s-a oprit la timp, cred că s-a, pur și simplu s-a bucurat că elevul său numărul 1 a făcut kick-out, dar vine întrebarea, toate războaiele de care am menționat-o, Super Mario,
Oare l-au afectat? Toate luptele prin care a trecut, oare l-au afectat? Oare e nevoie doar de sânge proaspăt, pe cum e Red Dog, să îl înflungă pe Mario și un nou wrestler să preia titlul de lider al vestiarului RWA? Cel puțin lider sufletesc. Mario este în colț, parcă nu știe unde se află, ce are de gând Red Dog să facă aici. Se află pe a treia coardă, s-ar putea să sufere pentru asta, dus la pământ, iarăși frustrarea se vede, ce are de gând Mario. Foarte frumos, DDT, rolling DDT, acolo din partea lui Mario, trimis la pământ. Încercat un pinfall, dar iarăși un kick-out, un kick-out foarte bun. Cum oare se va termina acest match? Red Dog este în continuare la pământ, dar pare că se retrage, pare că își reia gândurile. O ocazie pentru Super Mario să termine meciul. Oare vom vedea încă o manevră? Ridică pe Red Dog. Nu! Red Dog! Execution! 1, 2! Un reverse DDT insuficient. Adică pentru prima oară Red Dog este în controlul acestui meci, ca vine vorba de emoțiile sale. Cred că știe ce are de făcut. Chiar arată finalul meciului. Ce are de gând să facă aici? Oh nu, Super Mario! Codebreaker! Codebreaker! 1, 2, 3! Și inima RWA iese în continuare victorioasă. Red Dog nu-i vine să creadă, dar Super Mario reușește iarăși să fie învingător. Odată experiența contează. Frustrarea Red Dog s-a văzut acolo. Haideți să vedem reluarea. Acel rolling DDT foarte frumos executat de Super Mario. Insuficient pentru a termina meciul. Kick-out din partea lui Red Dog. Dar haideți să vedem și cum s-a terminat acest meci. Dacă culisele sunt de acord cu noi. Acel Codebreaker frumos executat. Chris Jericho ar fi mândru. Și Super Mario avansează astfel, fiind ultimul om din finală, și vedem clar cum va arăta finala. Doamnelor și domnilor, bine v-ați întors în arena Source Wrestling School, RWA. Avem un match inedit pentru voi. Future Shock, Tom Fulton versus Glenn Dunbar. Într-o rivalitate care se extinde de peste 7 ani. Nu știu dacă să o privim ca un omen. În ceea ce urmează se întâmplă, am văzut acolo ochelarii lui Tom Fulton, partea imaginii sale rupându-se la intrarea sa în ring.
Vedem dacă este un semn pentru meciul ce urmează. Întotdeauna Glenn Dunbar se lasă așteptat. Nu, nu, Glenn Dunbar era sub ring. Glenn Dunbar a fost sub ring. Vă dați seama, se află acolo de la începutul acestui show. A ieșit să-l atace pe Tom Fulton. Ultima lor întâlnire, după cum vă aduceți aminte, a fost finala de la meciul dintre Glenn Dunbar și Super Mario Mihai, în care Glenn Dunbar l-a atacat pe Mario. Nu cred că a acceptat faptul că Fulton a venit să salveze elevul. Iar ultimul meci dintre cei doi a fost chiar finala de la turneul One Shot and Glory, turneu câștigat de Tom Fulton. Deci Tom Fulton este plus 1 la victorii. Dunbar a încercat acolo să trișeze. Și totuși Tom Fulton reușește să preia controlul meciului rapid, ducând la pământ cu un, la pământ cu un Hurricane Rana, apoi un armbar modificat. Să vedem dacă oare Glenn Dunbar va ceda. Nu cred că Lowland Superstar va ceda atât de ușor într-o rivalitate care ține de peste 7 ani. După cum ați văzut, în toată Europa, multiple federații de wrestling, un reversal acolo într-un hammerlock din partea lui Dunbar. Tom Fulton reversal de, și el, iarăși, hammerlock, duce la pământ, va încerca un pin, 1, 2, kick-out din partea lui Glenn Dunbar. Și meciul ajunge la o pauză inevitabilă în care acești doi rivali se privesc în ochi, pentru că fiecare știe exact ce poate celălalt, fiecare știe exact ce are de gând celălalt. Ceea ce face meciul să fie foarte imprevizibil, fiecare fiind nevoit să iasă din zona lui de confort pentru a putea să câștige un nou meci în această rivalitate ce pare să dureze la infinit. Acolo o mână, Tom Fulton întoarce, lucrează articulația, se pare că momentan începutul meciului va fi un lucru pe articulația umărului lui Glenn. Glenn reușește să prindă pe Tom, să păstreze puțin controlul. Nu, Tom iarăși a ajuns pe la spate, un trip. Și iarăși, nu, pin attempt, mă gândeam că poate se duce pe, pe umăr, nu. Până la 2, meciul nu se va termina atât de repede. Și iarăși Dunbar se retrage în ring, este dreptul lui. Arbitrul este obligat să-l protejeze dacă este atacat în ring. Tom totuși se retrage. Tom se pare că în această seară lucrează cu publicul. Până la urmă, publicul român este ferm în partea lui. De când a lansat această promoție RWA, publicul este ferm de partea lui. Se pare că Tom este în controlul meciului, așa că nu-l deranjează să se bucure puțin alături de fanii RWA. Totuși, viclenia lui Dunbar este cunoscută. Rămâne de văzut dacă restul meciului va adera la reguli sau va profita de orice lipsă de atenție a arbitrului. De asemenea, este bine să-l avem pe arbitrul nostru veteran, Vlad, înapoi în ring. O performanță foarte bună în această seară, împotriva lui TG Bogdan. Lipsă total de respect acolo, între cei doi. Se pare că Dunbar nu prea își găsește cuvintele. Meciul este iarăși o pauză. Și asta poate fi o strategie foarte bună din partea lui Dunbar, care are nevoie de un respiro să îl descifreze pe Fulton, să-și descifreze rivalul și să gândească cum să preia controlul. Okay,
Publicul cunoaște pe Dunbar. Hai, și această un mic concurs de egouri acum între Scoția și România. Știm că Tom este original din Scoția, dar și-a găsit o casă permanentă în România, chiar în capitală, unde a fondat și RWA. Și din cauza asta, Tom consideră România ca o a doua casă, dacă nu chiar a devenit prima lui casă. Așa că un pic de egouri naționaliste se află în acest moment în ring. Și sunt sigur că asta doar face să pună sare pe rana ce este această rivalitate. Trimis în colț acolo Fulton. Vedem cum a spus mai devreme arbitrul, trebuie să-și protejeze luptătorul, să protejeze luptătorul dacă este în colț. Dar totuși, un pumn nu este considerat că si adversarul în colț. Gwen Dunbar preia controlul, vedem acolo Fulton, top rope, springboard peste Dunbar, pe sub clothesline, s-a rotit acolo pe pământ foarte frumos, dropkick și Dunbar în afara ringului. Iarăși Tom simte publicul, s-ar putea să facă ceva năzdrăvan, ceva pentru fani, să sară, nu! Repede Dunbar s-a retras și noroc că Fulton a apucat să se prindă de corzi, altfel ar fi zburat direct în peretele clădirii. Dunbar nu se uită, ocazie foarte bună pentru Fulton, deși ocazie bună să-l facă o manevră high risk, s-ar putea să-l coste, Dunbar îl vede, dar nu la timp, acel double axe handle nimerește și Dunbar ajunge la podea. Arbitrul numără, știe că meciul se va întoarce în ring, știe că o rivalitate care a ținut peste 7 ani de zile, care a fost prin toată Europa, în multiple companii de wrestling, știe că nu se va termina printr-un count-out, poate chiar de asta numărătoarea este foarte lentă, le dă ocazia celor doi războinici, cât pace să dea acolo cu capul de ring, dar Fulton întoarce manevra și Dunbar este cel care întâlnește ringul cu fața. Cum spuneam, meciul nu se va termina printr-un count-out. Ne-am întors în ring și un pin attempt. 1, 2, kick-out. The Lowland Superstar nu este înfrânt atât de ușor. Este foarte interesant că cred că ne va paște un meci cu adevărat lung în care niciunul nu va ceda. Că deși nu este nicio centură în joc, nu este niciun titlu. Este totuși vorba de doi rivali care luptă de atâta timp. Tom încearcă un monkey flip, ținut acolo de Dunbar, pus în corzi. Ce are de gând scoțianul să facă? Lovitură în față, nu e elegant, e doar eficient. Primește una până apoi din partea lui Tom Fulton, iar e sus pe corzi. Opa, a încercat un alt double axe handle, din păcate a fost lipit în abdomen. Sper că nu a fost sub centură. Knee drop, foarte frumos executat pe pieptul lui Fulton. Dai seama momentul în care un wrestler de 90 de kilograme cade pe pieptul tău cu vârful genunchiului, cu rotula fix între coaste, rămâi fără aer. Ceea ce-i dă ocazia în momentul ăsta lui Dunbar să preia controlul meciului. Fulton este la pământ. Iarăși o lovitură fix unde a căzut acel genunchi mai devreme. Te chinui să-ți faci respirația, te chinui să iei aer și nici mai ești lovit încă o dată. Dunbar iarăși atacă aceeași zonă. Se pare că principala țintă atacului scoțian este să-l lasă pe Fulton fără respirație. Și când un match continuă din ce în ce mai mult, când un match trece de momentul, să zic, 10 minute, în momentul ăla deja începi să te simți cardio-ul tău este pus sub semnul întrebării. Așa că atunci dacă reușești să faci oponentul tău să nu respire eficient, este în avantajul tău să duci meciul cât mai lung. Poate asta este strategia lui Dunbar în acest moment. Vrem un suplex acolo, snap suplex foarte frumos. Se șterge pe mânt scoțianul. Și el știe că 1, 2. Cred că și el știa că meciul nu se încheie acolo, dar câteodată trebuie să încerci, câteodată speri. Și a fost un numărătoare până la 2 care foarte lungă. Lovitură în spatele. Mai Fulton acolo dus la pământ. Dunbar păstrează controlul. Sunt sigur că publicul nu apreciază asta. Asta e auzim. RWA
Câteodată nu este necesar să ataci față. Este ușor să ataci și spatele pentru a opri respirația oponentului său. Atunci în spatele inferior devine din ce în ce mai greu să respire, pentru că mușchi spatelui te dor. Iarăși zona superioară a spatelui. Dunbar profită de aceste momente în care oponentul său pur și simplu nu poate să respire și sunt sigur că este și în dureri cumplite. Cred că Warriors va schimba ținta de atac asupra unui picior. Nu! Trimis la pământ acolo de Fulton. Fulton încearcă să ridice, să vedem cât suflu aer are. O lovitură, a doua lovitură, a treia lovitură, a patra lovitură, 5! Îl trimite în corz, îl vedem totuși că Fulton are probleme cu respirația. Dropkick fix în fața lui Tom! Se ține de cură. Stolovi, o metodă foarte ușoară să rămâi fără dinți. Un two-count foarte rapid. Fulton face kick-out. Se ține în continuare de gură, cum spuneam. O metodă foarte bună de a pierde un dinte atunci când ești lovit cu călcâiul sau poate chiar cu vârful pantofului. Îl ține pe Dunbar deoparte. Cred că Dunbar s-a prins. Că Fulton chiar a fost afectat de acel dropkick. Mai mult ca de obicei. Trimis la pământ cu o lipsă de respect cumplită. Headbutt! Cum spuneam? E tehnic, este doar eficient. Dunbar rămâne în controlul meciului. Fulton pare că se resimte. Pare că se știe unde e, lovitura la cap, atât că i-a luat un dinte, poate i-a provocat și o comoție. Se pare că atunci câteodată hormonii sunt suficient de puternici, Fulton vine cu un nou val de energie, un nou val de adrenalină, reușește să facă un clap acolo, lovitură foarte frumoasă, un headbutt care lasă de data asta pe Dunbar fără conștiință. Se pare că vom avea oare numărătoarea lui Fulton, sus pe corzi, auzim publicul cum zice... Doar până la 7. Continuăm? Nu, Dunbar acolo, ia pe Fulton, nu-l lasă să se termine numărătoarea, trimis în afara ringului, foarte atent acolo. Fulton, dacă cădea cumva pe bara de metală, iarăși cumva reușește să se protejeze, ajunge la pământ, dar a putut să se protejeze, să nu cadă. Vedem acolo pe gardul de protecție. Cădea acolo, putea să-și rupă spatele. Dunbar se pare că a decis că meciul se poate termina printr-un countout. Cum am zis mai devreme, nu cred că se va termina printr-un countout, dar Dunbar, pentru el o victorie este o victorie, așa că numărătoarea până la 10 îi poate oferi asta, de ce nu? Până la 6, Fulton este în picioare, se pare că se va întoarce în ring, dar Dunbar îl așteaptă. Vedem ce se întâmplă. Reușește acolo să blocheze atacul lui Dunbar Fulton, dar trebuie să intre în ring neapărat, că oricând poate să cadă pe acel gard de fier de care am spus mai repede. Sunset Flip, nu. Încearcă acolo să-l prindă pe Dunbar. Dunbar rămâne în picioare, pin attempt, dar ține de corzi, nu este legal. Vlad vede la timp, așa că meciul continuă. 1, 2. Repede Dunbar continuă cu pinul. Nu, a încercat acolo un bridge, n-a ieșit, i-a oferit lui Fulton ocazia să revină. 1-2. Nu, se pare că oprim această tentativă. Ce avem acum? Foarte frumos acolo din partea lui Grand Dunbar, un roll-up. 1-2 în partea rândul lui Tom Fulton. 1-2. Iarăși Dunbar îl trimite pe Fulton. Ce are de gând să facă? Pin attempt, încă unul. 1-2. Rândul lui Fulton, să vedem oare un bridge. Nu, iarăși Fulton la pământ cu umerii. 1-2. Un cot. Cred că asta devine povestea acestui match. Nu e elegant, e eficient. Crucifix pin. 1-2. Iarăși sus în picioare. Mai vedem iarăși încă un pin. Slide. 1-2. Foarte multe numărători acolo. În sfârșit vedem un crucifix pin. Tentativa reală din partea lui Fulton. 1-2. Nu. Foarte multe numărători până la 2. Oare vom vedea un 3? Nu, încă un 2. Trip foarte frumos acolo, executat de Tom Fulton. Ce trebuie să fac acum? Nu.
foarte multe până pentru ultimele 2-3 minute. Cred că mai vedem încă unul, 2. Și meciul nu se termină. Foarte poetic acolo că cei doi au gândit un clothesline. Este cea mai bună oportunitate în acest moment. Amândoi au gândit același lucru, așa că amândoi sunt la pământ. Amândoi de-abia se mișcă. Nu pot să îmi închipui stamina necesară pentru a executa atâtea pinuri, pentru că un pin nu înseamnă nu numai manevra de a ieși, de a executa pinul, ci și energia de a-l ține la pământ pe celălalt, dar și energia de a ieși. Fiecare au avut un explozii după explozii după explozii de energie în acea serie de pin attempturi foarte frumoasă executat pentru publicul din RWA. O experiență inedită. Sunt sigur că cei doi ar fi preferat să se termine mai repede, dar nu a fost să fie. Era și o serie foarte frumoasă de manevre. Unul sare peste celălalt. Corz Dunbar pare puțin confuz. Shoulder block. Oare mai vedem încă unul? Nu, de data asta un cot. E bine să nu fii previzibil și încă un cot. Dunbar nu știe ce se întâmplă. Ratează acea manevră. Atomic drop. Atomic drop. Dunbar o să se resimtă. Vedem încă unul pe partea cealaltă. Dacă prima dată i-a nimerit coccisul, de data asta sigur i-a nimerit partea frontală. Spunem așa, trimis în corț de data asta Fulton, ridicat, nu, head scissor, Sarakanrana. Glenn Dunbar dus la pământ. Pare lipsit de energie, Fulton poate va câștiga meciul. Chiar acum Dunbar a căzut pe ultima coardă. Nu știu dacă Fulton e bine să se joace cu publicul, îi dă ocazia lui Dunbar, monkey flip. De ocazia lui Dunbar să-și tragă sufletul, dar un monkey flip, un monkey flip, să vedem numărătoarea, 1-2. Un 2 lung, care a fost o mână ridicată, umărul parcă de-abia s-a deslipit de podea. Vlad verifică dacă Dunbar poate să continue, foarte inteligent, pentru că un match de genul ăsta cu atâta necesitate fizică. Wrestlerii sunt niște persoane foarte mândre, ei nu vor ceda, chiar dacă este spre interesul lor ca meciul se termine. Vlad folosit acolo ca o armă să-l destabilizeze pe Fulton și Fulton a căzut. Dacă un atomic drop este dureros, este totuși o manevră legală în momentul în care între picioarele tale ajunge un cablu de oțel, iar forța exercitată este practic forța gravitațională, pentru că tu cazi pe ea. Nu pot să îmi închipui prin ce dureri trece Tom Fulton în acest moment. Cum spuneam mai devreme, wrestlerii sunt persoane foarte mândre și ei nu vor să renunțe la un match și deseori își provoacă accidentări mult mai grave decât dacă meciul s-a terminat. De asta wrestlingul este unul din cele mai exercitante sporturi de pe fața planetei. European uppercut, Tom Fulton parcă nu știe unde se află. Dunbar profită de un respiro, dar asta-i dă un respiro și lui Tom Fulton. Vedem ce se va întâmpla. Poziție foarte precară acolo sus pe corzi. Orice se poate întâmpla. Putem să cădem în ring cu o manevră frumoasă sau putem să cădem un dezastru în afara ringului în care niciunul să nu poată să ridice. Superplex de pe a doua coardă. O manevră devastatoare. Tom Fulton nu se mișcă. Vedem acolo chiar și Glenn Dunbar se resimte după această manevră. E, imaginați-vă dacă amândoi cădeau în afara ringului, cât de nasol ar fi fost. Amândoi sunt dispuși să își riște sănătatea, să își riște corpurile pentru victoria acest meci. Și gândiți-vă că nu este vorba aici de sănătatea de termen scurt. O accidentare poate duce la distrugerea carierei. O mână acolo peste Fulton. Suficientă să țină un pin. Nu știu dacă Fulton mai este treaz sau dacă acel kick-out a fost doar din instinct. Posibil să fie instinctul său. Cum spuneam mai devreme, wrestlerii câteodată nu știu să renunțe. Poate ar fi mai sănătos pentru ei ca meciul se termine acum. Să lăsăm ego-urile la o parte, să lăsăm rivalitatea la o parte. Să-și revină, să poți să te duci și să zici: hei, doar am fost lovit. Să nu ajungi în situația în care se spună: ai câștigat meciul, dar ăsta a fost ultimul meci din cariera sa, din cariera ta. Tom Fulton a fost acolo, Tom Fulton a luptat până când genunchii lui nu au rezistat și a fost nevoie de 2 ani de recuperare medicală să-și revină. Pus acolo pe umerii lui Glenn Dunbar, poate un lowland swing, nu.
Un chicken wing reversal din partea lui Tom Fulton, o manevră de submisie. Oare va ceda super, oare va ceda acolo Glenn Dunbar? Dacă nu cedează, este suficient să rămână fără respirație. Să leșine. De trei ori trebuie să cadă brațul, de două ori a căzut, a treia oară meciul va fi câștigat. Nu! Cumva instinctul, cumva energia lui Dunbar rămâne în acest meci, chiar dacă începutul său nu a fost cel mai etic. În momentul ăsta nu avem cum să nu-l apreciem pe Dunbar, că este încă în acest meci. Inima care o pune pentru a rămâne aici este minunată. Este de respectat în orice industrie, mai ales în wrestling. Forearm acolo din partea lui Tom Fulton, o să sară peste colț și o să avem de parte de un double axe handle, springboard double axe handle. Dunbar trimis la pământ, hai să vedem și pin attemptul 1-2, în sfârșit, nu! Kick out. Cum spuneam, wrestlerii sunt genul ăla de atlet care luptă până când ei mor. Am și auzit frustrarea lui Tom Fulton acolo prin acel how, tradus cum, și el se miră că Glenn Dunbar încă este în acest meci. Reversal, Glenn Dunbar preia controlul, a încercat acolo să sară Tom Fulton, dar Dunbar știa că va face asta, se pregătește, nu! Foarte frumos, pin attempt, 1-2! Kick out din partea lui Dunbar. Ce trebuie să facă Tom Fulton să câștige acest meci? Ce trebuie să facă Glenn Dunbar ca să câștige acest meci? Nu se știe, dar sunt sigur că după ce se va termina, unul din ei, dacă nu chiar amândoi, nu va mai fi la fel pentru multă vreme, dacă nu chiar permanent. O să vedem o tentativă oare de Back to the Future. 1-2! Două corzi, dar foarte frumos acolo. A sărit Glenn Dunbar, duce la pământ pe Tom Fulton, aduce în mijlocul ringului. Foarte frumoasă manevra acolo de submisie. Un cloverleaf modificat. Câtă presiune trebuie să fie acum pe spatele lui Tom Fulton. Dacă Dunbar s-ar lăsa un pic mai pe spate, ar putea să termine meciul. Ar putea să-l incapaciteze pe Tom Fulton. Dar nu ajunge la corzi, ceea ce înseamnă că manevra se încheie aici. Cel Back to the Future l-a costat foarte mult pe Tom Fulton. Se pare că Dunbar l-a simțit, l-a mirosit venind și a putut pur și simplu să numere corzile, cum am făcut și eu, 1-2, și apoi lasă-l pe Fulton să cadă. Să vedem ce are de gând aici Dunbar. Spuneam, este a treia oară sau a patra oară când o spun, nu e elegant, este doar eficient. Un stomp de pe a doua coardă oare? Sau poate chiar de pe a treia, de ce nu? Dunbar la înălțime. Oh, a încercat un bomb acolo să cadă cu spatele pe el. A ratat complet, Fulton s-a retras sub corzi. Ce are de gând? Un alt Back to the Future. Și l-a nimerit. Glenn Dunbar la pământ. S-ar putea asta să fie meciul. 1-2. Și un picior pe coardă. Atunci când este prea greu să te ridici, dacă ești aproape de corzi, a lăsat, cred, acolo inerția mișcării de a-i prinde piciorul. Atunci când Fulton a tras de un picior, pur și simplu i-a ridicat puțin șoldul, iar Glenn Dunbar a avut suficientă prezență de spirit încât să-și lasă al doilea picior să cadă pe corzi. Ingenios, sau poate doar noroc, rămâne de văzut. Iarăși pe umeri, the lowland fling! Rândul lui Dunbar să încheie acest match, oare? La fel ca Mario a spus acolo, să vedem ce are de gând. Fulton s-a prins de corzi, a reușit să-i scape. Trece pe sub un clothesline. Iarăși ajunge sus pe umeri. Vedem încă un Roland Fling. Nu! Poate iarăși un Back to the Future. Nu! Alunecă acolo pe corzi. Tom Fulton totuși un modified Back to the Future. Doar o singură coardă s-a aruncat în sus. Oare este suficient? 1, 2, 3! Ce final de match! Ce final de match! Nici nu știu cum a reușit Tom Fulton să execute acea manevră de final. Acel lowland fling l-a trimis pe umărul său. Cred că asta l-a
pus pe Fulton în incapacitatea de a executa Future Shock-ul corect. A trebuit să adopte o variantă modificată. Îl vedem acolo cum se resimte. Hai să vedem reluarea. Reluarea cu Superplex de mai devreme. Cred că a fost începutul de dureri pentru acel umăr. Hai să vedem iarăși aici o altă manevră foarte frumoasă, de data asta executată de Tom Fulton. Și vedem primul Future Shock, da, primul Future Shock, care a fost insuficient pentru a termina meciul. Și vedem acolo cum kick-out-ul a continuat. Cred că acum vedem acel Lowland Fling. Da, acel Lowland Fling, ați văzut acolo cum a căzut pe umăr. Pe umărul cu care execută manevra ratată odată și apoi a doua oară acel Modified Back to the Future, suficient pentru a încheia meciul, deși a fost al doilea executat. Victoria este de partea lui Tom Fulton, dar vine întrebarea, care a fost costul acestui meci? Care a fost costul pentru el? Care a fost costul pentru Dunbar? Care din ei va putea să meargă mâine? Doamnelor și domnilor, pe 10 martie, în București, nu va veni nimeni altcineva decât JP, care este întruchiparea wrestlingului spaniol de peste 10 ani de zile. Este un expert în atât în wrestlingul american, în Mexican Lucha Libre și în European Catch Wrestling. El va invada RWA pe 10 martie. Ce putem spune despre el e că singurul cu mai mare decât el și decât ego-ul său este gura sa. Bine ați revenit în ringul RWA. Avem finala turneului The Four Way Match. Primul pretendent la această cupă este chiar Kid Romania, care vedem că își resimte umărul după meciul său cu Yorgu Aggressor. Al doilea concurent, TG Bogdan, este foarte interesant prezența sa în acest match pentru că arbitrul este nimeni altul decât oponentul său de mai devreme. Oare Vlad va putea să fie imparțial? Oare Bogdan va putea să câștige acest match când nu este tocmai preferatul celorlalți participanți? A avut altercații în trecut atât cu Kid România și cu Mario Mihai. Ștefan Pegas este primul newcomer, primul din noua generație de wrestler care a ajuns direct în finală. Ceilalți nu au reușit și este de asemenea X-factorul pentru acest match, pentru că a fost mare diferență între stilul său foarte tehnic și toți ceilalți. Indiscutabil sufletul RWA, Super Mario Mihai, care proaspăt a împlinit 15 ani de zile, nu mai poate fi numit ăsta de 14 ani de zile, cel care luptă împotriva sorții de fiecare dată, luptă împotriva cifrelor și totuși câștigă. Este chiar un veteran care are o victorie asupra lui Glendon Barr. Și acum, să trecem puțin peste regulile meciului. Toți cei patru concurenți vor începe în ring. Meciul este eliminator, ceea ce înseamnă că fiecare un concurent va fi eliminat fie prin pinfall sau submission, acestea fiind singurele metode de eliminare acceptate. Ceea ce înseamnă că nu există descalificare, countout sau orice alt tip de eliminare. Meciul va continua până când rămâne decât un singur concurent în ring și acesta va fi declarat câștigătorul Kings of Cup. Primul concurent este și primul pro wrestler român și este Kid Romania.
Ștefan Pegas. Și al patrulea, la doar 15 ani, este wrestlerul fenomen Super Mario Mihai. Mac Mario! Se pare că comentariul meu de mai devreme s-a auzit și arbitrul este Tom Fulton. Vlad a fost înlocuit fix pentru a păstra imparțialitatea în acest meci. TG Bogdan alege să nu participe la acest meci. Ștefan Pegas acolo, un suplex foarte frumos, un German suplex excelent executat și Mario trimis în afara ringului, așa că meciul cred că este închis în România și Ștefan Pegas trimis la pământ, un double-legged takedown foarte frumos acolo. Pegas, cum spuneam, un luptător care a fost antrenat în wrestlingul amator, în lupte greco-romane și a învățat foarte frumos, pin attempt acolo, 1-2 și a învățat pro wrestling foarte ușor, încă un pin attempt, 1-2. La fel ca alți bar wrestler, cum ar fi Shelton Benjamin, Dolph Ziggler sau chiar și Kurt Angle, foarte frumos pin attempt acolo, 1-2. Oameni cu un istoric foarte bun în wrestlingul amator, care au preluat wrestlingul profesionist foarte repede. Este probabil cel mai mare prospect din RWA, omul cu cel mai mare potențial de a ajunge un luptător de înaltă calitate. Rămâne de văzut dacă se va ridica la acest potențial. T-Bone Suplex, T-Bone Suplex, foarte frumos executat, l-ați văzut acolo, deadlift pe Kid România, adică l-a ridicat puțin în aer și apoi un pin attempt, 1, 2, 3! TG Bogdan profită poate de lipsa de experiență în ringul de pro wrestling al lui Ștefan, pentru că indiferent cât de bun ești tehnic, dacă nu ai acel simț al ringului, să știi despre oameni ca TG Bogdan care aleg să îndoaie regulile după bunul plac. Întotdeauna vei suferi înfrângeri, dar nu merită decât laudele noastre în această seară. Ștefan Pegas, schimb, TG Bogdan se află între Kid România și Super Mario Mihai. Lovituri din partea amândurora de antebraț. Cum spuneam la începutul meciului, TG Bogdan nu este cel mai iubit wrestler când vine vorba de festivalul RWA. Dus la pământ! Total disgrațios. O alianță cred că se va forma. TG Bogdan poate va fi eliminat chiar aici. Manevră foarte frumoasă. Bulldog din partea lui Kid România. Cere de gând să facă Super Mario. Trece dintr-o coardă în alta. Și un snap DDT. 1. TG Bogdan kick out. Și cred că se retrage iarăși pentru corzi. Și cred că cei doi vor profita în continuare. Oh! Low blow, perfect legal în acest match, nu există descalificări. Super Mario a încercat acolo să vadă dacă Kid este ok. Nu, o mișcare foarte bună. Când ești în ring cu TG Bogdan, poate inocența lui Mario s-a văzut acolo, a preferat să vadă dacă prietenul său, dacă aliatul său este ok. Ceea ce oferă TG Bogdan posibilitatea să controleze meciul. Vitură foarte puternică în abdomenul lui Mario. Sigur că Mario și așa se resimte după lupta sa de mai devreme cu Red Dog. Așa că abuzul pe care îl primește acum din partea lui TG, acel chop, s-a răsunat în întreaga arenă, l-am auzit chiar și eu aici din standul comentatorilor. Îl doare pe Mario de două ori mai tare decât ar trebui. Trebuie de avut în vedere că toți wrestlerii din acest Fatal 4-Way se resimt, pentru că e pur și simplu o lege a sportului atunci când treci printr-o competiție și o termin, când termin un match de sport sau de orice altă activitate fizică, în momentul în care te oprești, corpul tău este invadat de acid lactic, invadat de endorfine care să compenseze adrenalina. Shoulder tackle foarte acolo frumos din partea lui Mario. Ce are de gând să facă aici? Un roll up foarte frumos. Pin attempt, 1, 2. Iese Bogdan, trimite pe Mario în corzi. Încă un pin attempt foarte frumos din partea lui Mario. 1, 2. Până la 2. Kick foarte puternic și Bogdan iarăși duce meciul la ritmul pe care și-l dorește. Cum spuneam mai devreme, că după ce termină un meci, corpul tău este invadat de hormoni făcut să te relaxeze
Așa că să, după ce tocmai ai trecut prin asta, corpul tău este pregătit următoarele zile să se refacă și tu să treci într-o altă competiție atât de repede este extenuant pentru oricine. De asta luptele într-un turneu. Foarte frumos acolo lovitură de partea din TG Bogdan, dus la pământ. Super Mario dus la pământ, TG Bogdan preia controlul. Vedem acolo pe Kid România că încearcă să-și revină, dar chiar și el, chiar și el se resimte, cum a zis mai devreme, după meciul cu Yorgu Aggressor. Ocazie foarte bună pentru cineva să facă ceva ilegal, pentru că Tom Fulton se ocupă de Colts, dar nu. Veteran al wrestlingului se întoarce la timp să vadă că Kid România s-a întors. Trimis în Colts. TG Bogdan, genunchi foarte frumos și cred, nu vine să cred! Fiecare pentru el, genunchi pentru Super Mario, de data asta TG Bogdan este cel care îi lovește pământoi și Kid, Kid iară se află în afara ringului. Super Mario, ocazie pentru un rolling DDT, trimis în corzi, dar nu poate să facă pinul, trebuie să-l tragă de sub corzi și are de gând să facă Bogdan aici, 2 și un kick-out, și un kick-out puternic. Pentru că se bucură că acest prin attempt a fost făcut de Super Mario, cel mai ușor dintre competitori, că a putut să iasă. Că era vorba de Ștefan Pegas, tehnica l-ar fi ținut la pământ pe TG Bogdan. Dacă era vorba de Kid România, greutatea l-ar fi ținut la pământ. Norocul lui a fost că Mario era acolo. Kid România revine în acest match. Dacă am atras în meciul anterior atenția asupra gardului de protecție din oțel, că Bogdan nu a fost atent, a fost prea aproape și Kid România a profitat. Și în sfârșit cred că putem să avem parte de un match cu adevărat tehnic între doi oameni care se respectă, dar de asemenea doi oameni cu suflet mare. I-am văzut deseori înfruntând adversari mai mari decât ei. Kid România chiar a câștigat cu 3 ani de zile un match în care l-a eliminat pe nimeni altul decât Killian Dane din WWE. Trimis la pământ acolo Kid România. Super Mario Flip Kid România. Foarte frumos monkey flip-ul. Se pare că un pin attempt este suficient pentru Mario. Putea să facă altceva, dar cum spuneam, poate să resimte un moment de respiro și un pin attempt. Îți lași toată greutatea corpului asupra plămânilor adversarilor tăi, adversarului tău. Mario trip foarte frumos acolo. Mario trimis în turnbuckle și are de gând să facă Kid România. Genunchi de mai devreme. Rolling. Mario reușește să facă un counter acolo, dar totuși la pământ. Doar până la 2. Totuși TG Bogdan este în afara ringului. O ocazie foarte bună pentru el să respire. Kid a profitat de asta mai devreme. TG Bogdan! Kid România dus în afara ringului, cred că... Da! În momentul în care cineva te dă cu față de oțel, de ce să nu îl dai și pe el cu față de oțel? Stâlpul ringului este la fel de tare, dacă nu chiar mai tare, decât gardul de protecție. Mario țipă acolo că meciul se termină în ring, TG Bogdan fuge, dar asta-i dă poziția și super kick! Super kick! Tom Fulton a încercat să vadă acolo dacă Mario este ok. 1, 2, 3... TG Bogdan rămâne în acest meci cu 2 eliminări. Favoritul oamenilor cred că a fost eliminat. Rămâne Kid România. Cei în care mulți în sală își pun speranța. Dar TG Bogdan este cel mai fresh. TG Bogdan realmente cred că a avut cel mai ușor meci de până acum. Pentru că el s-a confruntat cu non-wrestler, s-a confruntat cu Vlad, deși Vlad a avut o performanță excelentă. Nu este un wrestler antrenat. Kid România s-a confruntat cu monstrul de Yorgu Aggressor. Ștefan Rock s-a confruntat cu Ștefan Pegas s-a confruntat cu Allen Rocks într-un meci foarte competitiv. Iar Super Mario Mihai a avut de-a face cu Red Dog. Un novice, dar un novice foarte violent. Ce dropkick acolo foarte frumos pe Bogdan, trimis în colț, parcă de-abia se ridică. Ocazie foarte bună pentru Kid să termine acest match. Încă un dropkick în umăr lui Bogdan.
Strategie bună, să ataci partea superioară a adversarului tău, kick out din partea lui Kid România în momentul în care vezi o slăbiciune la un adversar, de ce nu? De ce să nu profiți de ea? Iar dacă umărul este o zonă pe care el vrea să o targeteze, să facă asta în continuare și meciul este al lui. Kid România este un wrestler care deseori pune foarte mult suflet în meciurile sale și uită să rămână la o strategie. Merge să putea să-l coste în partea atunci când se confruntă cu cineva atât de viclean ca Bogdan. Iarăși umărul este atacat acolo. Nu, TG Bogdan, Spinebuster! Spinebuster a la Triple H, a la The Rock, a la era anilor 90, 1-2. Kick out! Kick out din partea lui Kid România rămâne în acest match după una din cele mai des executate manevre a anilor 90, acest Spinebuster. Numele este foarte descriptiv pentru că aterizezi nu numai cu greutatea ta pe spate, dar și cu toată forța pe care o are adversarul tău când te înfige în podea, când te înfige în podeaua ringului, cât și greutatea lui. A încercat acolo un Kid Bogdan, l-a ratat. Half Boston Crab. Kid România lucrează pe un picior. Manevra de submisie, TG Bogdan oare va ceda? Vrea să cedeze, dar Kid România a renunțat acolo la manevră. Nu, i-a dat lui Bogdan ocazia să se apropie puțin mai mult de corzi. Genunchiul, și atât genunchiul cât și coapsa, extrem de multă presiune, dar s-a prins de corzi. Uite, ține acolo de corzi în continuare. Kid România a trimis la pământ. Totuși TG Bogdan în un picior în acest moment. Greu se ridică, vede acolo că de-abia pășește pe el, îl prinde pe Kid România. Face planted. Ce are de gând să facă? Cred că este rândul lui TG Bogdan să cerge o manevră de submisie. Un choke foarte frumos. Manevră care atât te pune presiune pe umărul lui Kid România, atât îl sugrumă cu propriul său antebraț. Nu numai că ai durere, dar ai și lipsă de respirație și în momentul în care tu ești atât de obosit, în momentul în care rămâi fără aer, mușchii tăi nu au suficient oxigen cât să... Bine atent, 1-2, foarte frumos, roll-up! Roll-up din partea lui Kid România, pe o parte, ce obligă pe Bogdan să renunțe la manevră. Cum spuneam, că nu ai aer și ești așa obosit, corpul tău nu are suficient oxigen să combată acidul lactic, așa că te miști din ce în ce mai greu. Asta vedem în amândoi wrestlerii care de-abia se țin pe picioare, iar manevrele lor deja nu mai au fluiditatea pe care am văzut-o la începutul serii. Pur și simplu sunt explozii de energie. Lovituri din partea unuia. TG Bogdan răspunde. Să vedem dacă Kid mai are suficient să răspundă și el cu o lovitură. De-abia se ține. Dar este... are suficientă forță să-l trimită pe Bogdan în colț, apoi în colț. Cum să nu te resimți? Vedem și acolo turnbuckle-ul care a căzut. Este posibilitatea ca TG să se lovi cu spatele de acel inel de oțel din colț, care de obicei este protejat. Kid România a trimis peste colț, ajunge peste colț. Nu! Mă gândeam că poate vedem manevra lui Bogdan, acel kick printre colț, dar nu! Kid România sare, încearcă crossbody. Încă un respiro pentru maleficul Bogdan. Moare un super kick, da! Super kick, o manevră de final. Foarte bună. Kid România este la pământ. Ce se va întâmpla? Oare va mai executa încă unul? De ce nu? Două super kick-uri. Kid România, oare va avea destul suflet să reziste după atâtea lovituri? 1, 2, 3. Se pare că nu. Se pare că nimeni este, câștigătorul este nimeni altul decât The Great Bogdan, care a început seara cu unul din cele mai ușoare meciuri. A ales să se retragă din ring, a ales să elimine unul din cei mai periculoși wrestler pentru el, tehnicul Ștefan Pegas, apoi a profitat de moralitatea celorlalți doi pentru a ieși învingător în această seară. Pentru el doar asta contează. Vedeam acum reluarea, prime eliminări. Ștefan Pegas nici n-a știut ce se întâmplă. 1, 2, 3.
apoi vedem eliminarea lui Super Mario Mihai. S-a pus în poziție și a executat super kick-ul foarte frumos. Și apoi nu unul, ci două super kick-uri. L-am văzut pe primul, îl vedem și pe al doilea. Două super kick-uri pe Skid România. Totul ca Bogdan să iasă victorios. Îmi pare că Tom Fulton nu prea vrea să-i dea cupa, pentru că știe ce fel de om a câștigat cupa în această seară. Dar câștigătorul este câștigătorul și în această seară King's Oak Cup este câștigat de T.G. Bogdan, The Great Bogdan. Vrem să vă mulțumim tuturor celor care ne-ați urmărit în 2016, în 2017 și vă așteptăm pe 10 martie la Fighting the World, pe 10 martie. Biletele sunt de vânzare în acest moment și acum haideți să vedem cele mai bune momente în anul 2017.